pe internet și la lecțiile de arhitectură, bisericile au forme extraordinare, diverse, care mai de care mai moderne, unele foarte clasice, anacronice, aș putea spune, dar sunt. Și te duce cu gândul că arhitectura religioasă e foarte libertină și foarte creativă. Pe de altă parte, așa este, dar pe de altă parte, e foarte important să te asculți preotul, cel pentru care lucrezi. Aici mă refer la o biserică creștină, în special catolică. Dacă ritualul pe care el îl parcurge nu este înțeles bine de către tine ca arhitect, este posibil ca acea clădire, acea biserică să nu funcționeze. Pentru că există niște tipologii pe care și eu le-am descoperit. Trebuie să recunosc, nu am fost de atât de multe ori la biserică pe cât ar fi trebuit să merg, dacă am făcut o astfel de lucrare. Dar am învățat foarte multe cu ocazia asta. Și sunt lucruri, ce am învățat este că până și preoții sunt foarte diferiți și gândesc absolut diferit pe anumite puncte. Ceea ce îți dă de gândit ție ca arhitect, uitându-te la alte biserici, dacă e bine făcut, dacă preotul respectiv e mai vizionar sau nu. Te zic, ca libertate este și nu este. Tot despre ce vorbim, despre un complex monahal. Complexul monahal este o adunare la un loc a unor funcțiuni, a unor cerințe ale unui beneficiar. Nu-i numai biserică, nu-i numai loc de cazare, nu-i numai casă de oaspeți. Complexul monahal le adună pe toate. Și atunci, în cazul de față, avem o biserică, avem o mănăstire, locul în care stau și locuiesc călugări, unde își duc viața, și avem o casă de oaspeți, locul în care se întâlnesc oaspeții și pe care îi primesc călugării pentru exerciții spirituale. Mănăstirea are un chiostru, o să vi-l prezint mai încolo, este o curte interioară care este extrem de importantă. Este locul în care meditează călugării, locul în care ei se roagă în natură și care leagă, e o incintă în interiorul incintei. Camere, chilii, capele, casa de oaspeți cu o sală și camere pentru discuții. O să le întâlnim pe parcurs. Ca aspect, aici au fost niște probleme pentru mine. Acest proiect l-am început, cred că la vreo 2 ani după ce am terminat facultatea. În momentul ăla de efervescență, în care îți dorești să construiești ceea ce vezi în New York, cu tot felul de nebunii, cu avioane și așa mai departe. Deci, într-o dată m-am trezit în fața unui beneficiar italian. E vorba despre Biserica Catolică, care își doreau un stil tradițional. Și atunci am avut de luptă. O să vă mai prezint ulterior. Își doreau să fie inspirat din arhitectura locală, pentru că ei venind din Italia, au zis că ar pătrunde în zona asta românească, respectând locul. Și atunci au fost impresionați de ceea ce au văzut în Maramureș, în Bucovina, în toată țara, de fapt. Și au zis că ar vrea ceva de aici. Iarăși o temă foarte grea. Ceea ce le-a mai plăcut au fost sfinții pictați la exterior. În Italia mi-au spus că nu au. În principiu, Biserica Catolică folosește foarte mult partea extrudată. Folosesc sculpturi, bazorelief, nu folosesc pictură. La noi se pictează. Ceea ce i-a impresionat foarte mult, imaginea exterioară a bisericii, faptul că sfinții erau în exterior și te priveau și de acolo și te chemau după aia înăuntru. Și au spus că asta ar fi un obiectiv pe care noi ar trebui să-l urmăm. Ornamente din lemn, stilul lor auster, sunt niște călugări care au în felul lor de a fi impusă austeritatea. Și ceea ce mi s-a părut, e foarte greu să le îmbin cu minte pe asta două. Ce să aleg din catolic și ce să aleg din ortodox? Care e mai mult, care e mai puțin? Unde e echilibru? De fapt, aici a fost baterea și aici a fost o luptă interioară. Odată a fost lupta cu tradiționalul, vreau ceva modern. A doua a fost lupta cu cele două ritualuri. De ce? Pentru că vorbim de ordinul carmelitanilor de scurt. Este un ordin străvechi, se pierde negura timpurilor de la cei mai vechi sihaștri care locuiau în zona Muntelui Carmel, pe care la un moment dat au întemeiat acest ordin, care se cheamă doar ordinul carmelitanilor.
nu mai știu exact anii, dar în jur de 1500, Tereza de Avila, care este și sfânta lor, a revoluționat și a spus călugărilor că ea nu se regăsește în ordinul carmelitan, pentru că toată lumea e preocupată doar de haine, de felul cum se îmbracă, felul cum se poartă în societate și a uitat de credință. Și atunci a revoluționat într-un fel ordinul și s-a scindat. Și a apărut un ordin foarte auster, ordinul carmelitanilor de scuție. Chiar merg de scuți sau în sandale. Și iarna am fost uimit în primele mele discuții, pentru că eu sunt ortodox. Și nu știam foarte multe nici despre catolicism, nici despre ordinul carmelitanilor. Și am fost uimit când în primele discuții tot veneau comisii de la Vatican, din Verona, ne întâlneam la București. Și pe cei din carmelitani am întâlnit într-o dimineață rece de iarnă, un frig groaznic. Nu mai puteam tremura, nu m-am cerut un ceai fierbinte și au venit de la rugăciune, de undeva de la catedrală catolică de aici, din București, și erau în sandale, iarna. Unii erau în sandale, alții erau încălțați, depinde de fiecare. Asta e simbolul ordinului. Aici avem trei sfinți, trei stele, un simbol Muntelui Carmel și crucea, bineînțeles. Și un simbol al... Deci sabia înflăcărată nu reprezintă sabie de luptă, reprezintă sabie simbolică de luptă cu spiritul, nu cu forța. Este un ordin contemplativ, auster, iar spațiul pe care l-am creat pentru ei este destinat în special pelerinajelor internaționale și întâlnirilor spirituale, în special acelor internaționale, pentru că ăsta e rolul ordinului, să îi lege pe oameni pe partea aceasta spirituală. Ordinul Catolic Carmelitan nu exista în România până au venit ei în 2000. Și au venit dorindu-și să construiască un lăcaș de cult care să îi reprezinte. Se pare că am reușit să fac asta pentru ei în cele din urmă. Pelerinaje internaționale. Aeroportul Otopeni este foarte aproape, pentru că locația este la Snagov. Se vine din afară, cu un microbus sau cu un autocar. E foarte simplu de ajuns, fără să fie deranjat de traficul din București. Cum? Asta a fost, de fapt, toată provocarea. Cum aș putea să fac toate lucrurile astea, să le adun la un loc, să le dau o formă, dar nu o formă oarecare, o formă care să mă reprezinte și pe mine ca arhitect, dar să reprezinte și pe ei ca oameni. Acum, dacă am vorbit despre concept, ăsta e lucru care m-a... Inițial au fost niște... să le spunem că a fost un fel de concurs, un concurs intern, în care au participat arhitecți italieni, din Slovenia, din Croația, și toți lucrau pentru Biserica Catolică. Niciunul se pare că n-a reușit să înțeleagă spiritul local, al nostru. Și atunci am avut această șansă să câștig eu această competiție împotriva lor, mă rog, în această competiție. Și cum am câștigat-o? Prin conceptul inițial care s-a referit în primul rând la planimetrie, la felul cum erau așezate obiectele și ce poveste puteau să nască după. Gândindu-mă cum să-mi fac toate aceste lucruri, am început să studiez. Repet, ce spuneam mai devreme despre arhitectura tradițională, ca tânăr, dornic și înflăcărat, consideram că arhitectura tradițională ceva anacronic, s-a întâmplat de mult, de ce aș face eu ceva ca la țară? Strâns de menchina asta a beneficiarului, a trebuit să studiez. Când am studiat arhitectura tradițională, am descoperit extraordinar de multe detalii care m-au fascinat. Simplitatea, esențialul era acolo și frumusețea consta în proporții, în echilibru, în bunul simț până la urmă. Și am zis că da, până la urmă, asta e o lecție care îmi va da de gândit. Și într-adevăr mi-a dat, am preluat niște elemente și am observat niște lucruri, revenind la planimetrie. De exemplu, avem aici în dreapta un ansamblu mănăstiresc catolic. Avem un chiostru. Asta e clădirea care găzduiește călugării. În interior se află această curte numită chiostru. E locul lor de rugăciune. E numai și numai al lor. Nimeni din viața profană nu poate unde acolo. Decât excepțional. Biserica și restul
lucrurilor care sunt necesare, fel de conferințe, de întâlniri și ce mai au ei. Dar în principiu, ceea ce mi-a dat de gândit și ceea ce mi-a plăcut, este că biserica este în afara acestei curți. Pe deosebire de o biserică ortodoxă, în ansamblu mănăstiresc, care primește biserica în interior. Biserica, de fapt, este protejată de aceste ziduri, iar zona de cazare este minimală. Era, de fapt, un refugiu al zonei respective împotriva atacatorilor. Se închideau porțile și îi locuiau cât puteau, foarte sălbatic, adică nu puteau să trăiască foarte confortabil, dar aveau strictul necesar. În schimb, avea biserica interior. Toată lumea lucra împreună. Pe deosebire de zona aceasta, unde lumea era aici și afară, și poate aici, iar aici nu era nimeni, decât că cei care erau inițiați, cei care erau călugări. Și am zis, asta mi se pare o temă interesantă pe care aș putea să o introduc în conceptul meu. Și am încercat să fac un mix între astea două și am creat două curți interioare. Una destinată exclusiv călugărilor și una publică. În acest fel. Asta ar fi planimetria. Asta rămâne chiostru, pentru că ritualul catolic nu permite accesul interiorului al celor din afară. Nu sunt atât de exclusiviști, dar în principiu asta a fost dorința lor și am respectat-o. În partea aceasta e cea de-a doua curte, care e destinată oaspeților. În partea aceasta e casa de oaspeți. Și am pus biserica. Biserica de data aceasta, creând tot o incintă, face parte din această curte interioară. Și în felul ăsta am adus acea atmosferă pe care o regăseam la biserica ortodoxă. O biserică în curtea interioară, deși nu era în curtea interioară. Acest lucru i-a convins și m-au mandatat să preiau eu mai departe lucrările. Cu biserica. M-am tot uitat și am avut de comparat între ceea ce văd în lumea catolică și ceea ce văd la noi. Și ce am văzut dacă am uitat mai departe? Au fost niște învingători. Au fost niște oameni care au câștigat război și care erau puternici. Și toată puterea asta lor se regăsea în imaginea bisericii. Construcții uriașe, decorațiuni, o lucrare care parcă zdrobea pe om și nu că îl separa de Dumnezeu, dar făcea să se teamă. Intra ca într-o incintă absolut ciudată pentru vremea respectivă, când oamenii își construiau căsuțe, abia știau să construiască. În schimb, a fost extraordinar, pentru că datorită acestor investiții s-a dezvoltat un sistem constructiv elaborat care a evoluat extrem de mult. Și are un stil, un sistem constructiv pe care astăzi îl folosim, care a evoluat și care ne-a trimis mai departe și ne trimite în viitor. Pentru că fără această investiție în biserici, poate că astăzi am fi construit altfel. Revenind la noi acasă, am început să mă uit, să merg, să mă plimb. Și știam, pentru că vizitasem ca orice român zone. Și am observat așa ceva. O casă. Practic, biserici ca o casă. Cu fân. Foarte aproape. Aproape că îți vine câteodată să atingi streașina. Cu atingi. Și ce mi-am dat seama? Având detaliile astea. Că frumusețea unui astfel de loc este faptul că e aproape. E ca o casă. Dar nu e casa ta. E casa Domnului. În care eu intru ca într-o comunitate. Este locul pe care eu îl construiesc cu mâinile mele, cu puterea mea, pentru că nu avea o putere, erau construcții din lemn, dar să pricepe, erau meșteri. Știau să construiască. Și atunci, cu sărăcia în bani, au reușit să construiască bogăția asta în simboluri și în puterea de legătură cu, de a te lega de Dumnezeu. Pentru că atunci când intri într-o construcție de genul ăsta, parcă te pătrunde dintr-o dată tot. E cu totul altceva decât cel puțin pe mine, decât atunci când am fost într-o biserică din Italia, plină de tot felul de decorațiuni. I-am și spus părintelui că am intrat în Santa Maria Maggiore, parcă, unul dintre călugări,
Și m-a întrebat, cum ți se pare? Bine, noi deja eram în dialog avansat, construisem o parte din mănăstire, știam ce facem. Și am zis, părinte, mi se pare un fel de talcioc. Parcă fiecare împărat și fiecare papă a vrut să arate lumii cât de puternic este. Și a pus aici un altar foarte frumos, dincolo un alt altar, extrem de multe ornamente. Zic, eu, pe românește o vază, sunt adunate anapoda foarte multe lucruri. Și a recunoscut și el că nu se simțea atât de bine în spațiul ăla cum se simte în mănăstirea noastră care aduce mai multe așa ceva. Acum, vă spuneam mai devreme de această provocare. Pentru a construi, inspirat din arhitectura tradițională. Aici regăsim partea de nord a Moldovei, Bucovina. Este ceva unic. De-aia și vin străinii să ne viziteze țara, între altele, ceva care e specific zonei noastre. Și aici vedeți bogăția. Aceasta nu e decorațiune. El nu e un decor. El e un mesaj. Totul e studiat, religios și gândit și are legătură cu ceea ce este în interiorul bisericii. Se spune că povestea acestor picturi pe exterior ar aparține parcă lui Petru Lareș, care a vrut să le arate cotropitorilor otomani că nu au nepasă de creștinism, arătându-le pe exterior ceea ce vreau să ne oprească, să ne taie. Și atunci se pare că a fost gândit ca un mesaj. După ce a fost gândit ca un simplu mesaj, a fost transformat într-o lucrare ritualică și au transformat acel mesaj într-un adevăr. Să scoți biserica în exterior. Aici, prietenul nostru, Eugen Obreja, ar putea să ne spună foarte multe. De la el am învățat și mi-a povestit astfel de lucruri. Aici, în mijloc, avem o biserică din zona Maramureșului. Aici avem o biserică din zona de sud. E chiar Cozia.